Deci, ca să, pentru cei care nu au neapărat toate informațiile, bun, dar să le repet, că trebuie să le dăm în înregistrare, apropo de proiectul ăsta Cafeneaua Civică, așa că am să spun de la început. Spun atunci, nu vă, ca să nu vă plictisesc de două ori. Gata, Timi? Imediat, o secundă. Da, gata. Bună ziua! Deci asta e ultima conferință dintr-un ciclu care se cheamă Cafeneaua Civică. E un proiect derulat cu sprijinul ambasadei americane. Au fost diferite dezbateri. Eu zic că interesante. Am participat la toate cele de până acum. Revine mie plăcuta misiunea de a modera ultima din aceste, din aceste dezbateri, conferințe, dezbateri, de fapt, și care e organizată, cum spuneam, cu sprijinul ambasadei americane, de revista 22 și grupul pentru dialog social. Invitații sunt din diferite zone, dar sunt, sigur, se adresează studenților și avem studenți printre noi. Între altele, tocmai pentru a expune cumva zona asta de geopolitică și de dezbateri către zona asta. Ea a devenit foarte interesantă în urma tuturor evenimentelor la care asistăm. Dezbaterea de astăzi este centrată pe China, care China reprezintă o problematică majoră, sau, mă rog, de fapt o provocare majoră, în ciuda faptului că războiul din Ucraina domină spațiul public în acest moment. Aș vrea să încep, în face plăcută misiune, să anunț cele două doamne care sunt speakerii principali, și e vorba de Anneli Ute Gabani, care, mă rog, de regulă stă la Berlin, dar în momentul de față este la Cluj și avem conectată. Este un om care are o îndelungă viață în cercetare pe această zonă, pe zona politicii externe, dar și pe zona românească. Deci a urmărit evoluțiile din România, inclusiv partea lucrurile care țin de schimbarea care s-a petrecut în 89, are despre evoluția română, despre regimul Ceaușescu, trei cărți publicate, la ultima a fost coautor. A condus departamentul de cercetare de la Europa Liberă și ulterior a lucrat multă vreme și am avut și eu plăcerea să mă văd cu ea la Berlin, la un think tank important de la Berlin, rămânând foarte, mă rog, aproape de zona românească și de cea legată de Republica Moldova. Cealaltă invitată specială, care îi mulțumesc și ei foarte mult, este Valentina Pop, un jurnalist român care are o carieră remarcabilă în afară. A fost la You Observer, a fost la Economist, ulterior, o perioadă destul de lungă, între 2015 și 2021 a scris pentru Wall Street Journal și în momentul de față este editorul unui newsletter, care se cheamă Europe Express, care este aparține grupului Financial Times. Și se referă la Europa. În afară de asta vreau să salut alte câteva participări importante. L-am amintit deja pe Ștefan Popescu, mai este Lucian Dărdală, oameni care urmăresc și ei evenimentele internaționale și pe care, după, să zicem, partea de început și discuțiile de început, pe care am să încerc să nu fie prezentări sești, ci să fie un dialog pe temele importante pe care le-am și trimis înainte, pe câteva întrebări, dar asta nu înseamnă că ne limităm la ele. Deci vreau să-l salut. L-am văzut și pe domnul ambasador Lazar Comănescu și îl salut și pe el. Îl văd prezent aici și sunt mulți alții pe care, sigur, mă bucur să-i avem printre noi.
Cam asta ar fi partea de introducere. Am să intru direct în, în zona noastră de dezbatere și e vorba de felul în care percepem sau felul în care problema Chinei sau provocarea reprezentată de ascensiunea Chinei are un impact asupra Europei, de fapt, și asupra relațiilor transatlantice. Cumva așa am și numit, cum asta a fost și titlul acestei dezbateri, pentru că deși războiul din Ucraina sigur reprezintă, ține afișul în acest moment, mă uitam, a fost acum câteva zile o reuniune în, în Senatul American cu oamenii din serviciile de, de informații și în continuare ei au spus că văd în ciuda războiului din Ucraina, văd în China principala, este principala preocupare pe care o au, dar au amintit în continuare încă trei țări, previzibil Rusia și iar destul de previzibil Iranul și Coreea de Nord. Deci spun, China reprezintă în continuare o mare preocupare. Nu știu, după câte știu eu, nu stau lucrurile cumva la fel în, în, în Europa și de aceea înainte aș vrea și aici aș vrea să o rog pe doamna Aneliute Gabani să, să intervină. Germania, atunci când cancelar era doamna Merkel, a avut o politică destul de rezervată în privința dorinței sau disponibilității Germaniei de a se ralia poziția americane apropo de competiția geopolitică cu China. Sigur, sunt interese majore ale Germaniei în China, fabricele de automobile, dar nu numai, nu numai acestea. Ele sunt și, sigur, și în Rusia, dar acum problema, deci China este totuși, dacă nu greșesc, este principalul partener în acest moment, principalul, sigur este al Europei în ansamblu, dar cred că este și al Germaniei. Sigur, e foarte aproape, Statele Unite sunt foarte aproape ca cifră, dar totuși e un fapt important. Și de aceea am să o rog pe, ca o primă, să o rog pe, pe, pe doamna Aneliute Gabani să ne spună cumva, adică care e opinia ei legată de, credeți că se va modifica cumva în urma turbulențelor la care asistăm cu toții, nu cu mare bucurie, poziția Germaniei legată de China sau ea va rămâne în mare la fel de rezervată în viitor? Și după aceea am să rog pe doamna Valentina Pop să ne ducem către Europa în general, mai ales că a fost o întâlnire recentă între liderii Uniunii Europene și partea chineză, apropo de un summit, e adevărat virtual, dar care totuși continuă lucrul ăsta. Anelia, am să te rog pentru prima dată să, să intervii. Mulțumesc! Bună ziua! Da, întrebarea într-adevăr este incitantă și aș sublinia faptul că noi ne uităm foarte des numai la ultima perioadă a doamnei Merkel în cancelaria Germaniei, însă de fapt relația cu China, Germania cu China, a oscilat tot timpul, chiar de pe vremea cancelarului Kohl, dar mai ales de pe vremea cancelarului Schröder, între o politică, mai ales în prima parte a guvernărilor, între o politică bazată pe valori. În cazul cancelarului Schröder era mai ales ministrul de externe Fischer, care era, punea accentul pe o politică care se referă și la drepturile omului, etc., și la interesele economice care erau în creștere. Același lucru, de fapt, s-a întâmplat și cu doamna Merkel, dar în a doua perioadă a guvernării sale a devenit tot mai interesată și probabil și împinsă din spate de către industria și de către, ca să zic așa, comercianții din Germania și producătorii, de a pune pe să renunțe la accentul pus pe aspectul valorilor și al, mă rog, aspectelor etice. Într-adevăr, cum ai spus, Andy, de 4 ani deja,
China este cel mai important partener economic și Germania, de fapt, are o relație nu numai de parteneriat strategic, dar chiar de parteneriat multilateral strategic, adică foarte accentuat, iar în anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, producția, după cum ai amintit, de mașini, Volkswagen, de exemplu, vinde 40% din producția sa în China, nu mult mai puțin, cam 30% este cazul lui BMW și care mai este. Dar problema este că industriașii noștri deja spun că în ceea ce privește China, contactul și înlănțuirea noastră economică cu China, în ciuda tuturor problemelor și devenit tot mai evidente, a devenit atât de puternică încât a ne desface acum de China și a renunța la această politică care ne-a condus în Germania cu Rusia în timp de decenii, adică schimbare prin comerț, nu se va mai putea renunța la ea. Deci noi suntem extrem de dependenți și acest lucru, chiar dacă s-a văzut numai pe timpul președinției lui Trump, care a început să pună accent pe conflictul cu China, totuși Germania cred că nu va putea să mai renunțe la relațiile privilegiate economice cu China. Deci, în opinia noastră, practic, e greu să, chiar în ciuda acestei, în ciuda acestor, să zicem, acutizări a relațiilor, pentru că parteneriatul între Rusia și China a creat ceva valuri și probleme pe continent, dar credeți că, în esență, nu ne așteptam la schimbări dramatice din acest punct de vedere? Noi am avut probleme. Noi am avut probleme în momentul în care China a devenit tot mai curajoasă, ca să spun așa, în sensul de a investi, de exemplu, în Germania. I-a investit în anumite firme, la Chrysler, de exemplu, are deja 20%, a preluat firma KUKA din Augsburg, care este o firmă de tehnologie de roboți foarte avansată. În general, pericolul la noi s-a început să se vadă în momentul în care China încearcă să cumpere și să ocupe anumite domenii din Germania prin investiții directe. Pe de altă parte, China a ezitat foarte mult în a permite investitorilor germani anumite drepturi de care se bucură în Germania și în general în Uniunea Europeană. Și după aceea, și în timpul pandemiei, s-a văzut dependența critică în ceea ce privește producția de materiale și de anumite produse din domeniul medicinei. Deci, semnele de avertizare sunt clare, însă ceea ce am citat înainte, spunând că această politică de schimbare prin comerț va trebui să continue pentru că suntem deja prea înlănțuiți cu China, provine din partea unui reprezentant de frunte al industriei, al corporatiștilor germani. Acum am să rog pe doamna Valentina Pop să ne spună care e perspectiva acestor relații din zona Bruxelles. Sigur că Bruxelles e foarte dependent de ce spune Parisul și Berlinul, dar probabil că e o perspectivă cea mai largă, să vedem cam cum arată lucrurile din acest unghi. Da, cu siguranță. Vreau să menționez în primul rând că a fost într-adevăr o schimbare destul de seismică, așa, în decursul ultimilor și mai ales acum de când cu războiul în Ucraina, bineînțeles, dar ultimele luni, ca să zic așa, ale mandatului doamnei Angela Merkel au coincis și cu un efort accentuat de a solidifica relația cu China, de a face un acord de investiții, un acord strategic de investiții cu China, care ar fi garantat și producătorilor europeni niște drepturi și un acces mai liber pe piața chineză. Din acel acord nu s-a ales nimic, mai ales pentru că
China a blocat mai mulți parlamentari din Parlamentul European și din Parlamentul German, practic i-a pus pe o listă neagră, nu mai pot merge în China și atunci toate discuțiile astea n-au abutisat, n-au dus nicăieri. Iar vreau să spun că se întâmplă că vin de la Berlin, unde am fost săptămâna trecută și în discuții cu noul guvern și cu noi reprezentanți, e foarte interesant ce spunea doamna Cavani mai înainte, că în guvernul Schröder-Fischer, care era social-democrat verde, și acum avem un guvern în Germania social-democrat verde și liberal, dar ministrul de externe e tot verde, Annalena Baerbock, și pune exact la fel accentul cum punea și Joschka Fischer, accentul pe drepturile omului, pe valori, iar de la cancelarie e o poziție puțin mai moderată, bineînțeles, luând în considerație mult interesele economice, dar în același timp e cu totul alt discurs, e un discurs mult mai... Asia nu se rezumă la China, avem și alte oportunități, îmi par că merge în direcția puțin mai distanțată pe care și-o doresc foarte mult americanii, care presează foarte tare mesajul, apropo de acel summit UE-China, mesajul principal pe care europenii trebuiau să-l transmită Beijingului era că acest regim al sancțiunilor împotriva Rusiei se poate oricând aplica și Chinei dacă are idei apropo de Taiwan sau dacă se apucă să livreze arme Rusiei. Europa e într-o poziție foarte delicată pentru că, într-adevăr, dependențele economice sunt mult mai mari între Europa și China decât între Europa și Rusia. Cumva relația cu Rusia este unidimensională pe nivel energetic și de ceva materii prime, dar cu China este mult mai amplă în toate lanțurile de producție. Deci un asemenea pas ar fi foarte dăunător de ambele părți și, bineînțeles, mai mult pentru europeni decât pentru americani, care între timp, de când cu Trump și continuă și sub Biden, se independizează de China, ca să zic așa, folosesc un cuvânt oribil, se distanțează tot mai mult. Bine, nici ei nu se pot rupe de tot, producția și la ei este foarte legată de China, dar au un discurs mult mai dur față de China și europenii încearcă să fie, să zicem, polițistul cel bun față de polițistul cel rău american în relația cu China. Cumva, uitându-ne și la datele economice, chiar astăzi aveam un articol în Financial Times că referitor la o scădere drastică de producție în luna aprilie în China, care augmentează presiunile asupra zona euro, pentru că avem inflație, avem criza energetică, cu prețurile energetice și din cauza războiului din Ucraina, dar și dinainte, și acum criza de supply chains, cum se cheamă, pe logistică și așa, și acum și cu aceste lockdown-uri în China din cauza COVID-ului, le-a scăzut foarte mult, deci le-a ajuns producție negativă industrială, ceea ce nu arată deloc bine pentru economia europeană în următoarele luni. Deci se vede, este doar ca un exemplu, dacă se răcește China, tușim și noi în Europa. Apropo, vreau să vă întreb, din perspectiva percepției la Bruxelles, dar și în restul Europei, politicele astea agresive, COVID-0 din China, care pentru mine, mă rog, sigur că înțeleg că e, mă rog, e practic abordarea în principal impusă de Xi Jinping. Și aici e o discuție întreagă, multă speculație, dacă cât e opoziție, cât există, cât poate influența, să zicem, opoziția celorlalți, pentru că mulți văd politicile astea absolut nerezonabile apropo de dimensiunea problemei. Dar vreau să vă întreb dacă acest tip de mesajele care vin de acolo au un impact asupra percepției în zona
mă rog, decidenților politici, să zicem, în Europa, cei cu care mai intrați în contact. În sensul de a impune din nou restricții dure? Nu, mă gândeam absolut percepția asupra Chinei. Dacă dincolo da. De alte lucruri, dacă au un impact negativ. Da, bineînțeles. Adică ideea e că dacă se ar uita în jur, la nivel global, au fost soluții mult mai puțin dăunătoare economic, vaccinare, nu? Cu vaccine mRNA sau alte măsuri mai puțin dăunătoare economic. Deci lockdown-urile astea drastice doar cresc impresia că e un stat autoritar care la orice pretext vrea să meargă cu politici din astea totalitare până la urmă și că parcă nici nu își dau seama de ce efecte generează la nivel global sau nu le pasă. Cam asta am văzut de altfel, chiar era, astăzi mă uitam în Wall General un articol apropo de impactul asupra Chinei și mă uitam pe niște date interesante, adică în luna aprilie, deci nu în mai, în luna aprilie, 27 la, deci totdeauna există vase de containere din astea în rada porturilor. Dar în luna aprilie erau undeva aproape 15% în toată lumea. Acum sunt foarte multe, sunt 1800 de nave global, dar 27-28% sunt în China. Adică toate navele alea nu se mișcă, nu mișcă bunuri, întrerup lanțuri de... Exact. Păi vedem ce se întâmplă cu grânele și care sunt blocate în porturile ucrainiene din cauza războiului. Asta este doar un mic procent din comerțul global și dacă lucrul ăsta se întâmplă în China din cauza de COVID, bineînțeles că e foarte negativ pentru economia globală. După aia vreau să vă întreb un lucru, dacă din perspectiva, dacă există sau sunt speculații sau există, sigur că e foarte greu să ghicești ce se întâmplă în zona acestor regimuri autoritare. Știți că au apărut speculații, apropo, au fost și articole în presa internațională, apropo de posibile divergențe între Li Keqiang, care e primul ministru, și Xi Jinping. E adevărat că Li Keqiang urmează să-și părăsească poziția. Dacă există speculații sau cumva informații oarecum legate de ideea că ar fi un oarecare conflict sau e mai degrabă... Ele s-au dus după niște declarații al lui Li Keqiang, dar... Apropo de război, nu? De război din Rusia, cred că el a făcut război, niște... Da, dar și de politicile astea COVID-0. Da. Păi, cred că impresia e mai mult că premierul Li este mai liber, fiind pe picior de plecare, să spună ce crede sau poate că nu mai contează într-un fel. Dar am avut aceeași impresie că acel summit China a fost și cu premierul și cu Xi Jinping și premierul într-adevăr și-a luat mai mult timp, a fost mult mai înțelegător, a acuzat Rusia totuși de crime de război, sau mă rog, n-a folosit cuvântul crime de război, dar a spus că este un regim foarte brutal, războiul este foarte brutal așa, și europenilor li s-a părut că uite, premierul e mai înțelegător, dar nu cred că se pune prea multă bază pe ce putere mai are și ce reprezintă, din păcate. Andy? Da, te rog. Iartă-mă, eu am citit și o altă chestiune pe care eventual nu trebuie să o neglijăm cu totul. Eu am citit și un fel de calcul ce s-ar întâmpla dacă în China, în momentul de față, nu s-ar impune această politică strictă, văzând și ce s-a întâmplat în Hong Kong, unde COVID-ul într-adevăr a făcut ravage enorme și acum a trecut și în Coreea de Nord. Și aceste calcule arătau că dacă nu s-ar aplica acum această politică, urmările pur ale sănătății oamenilor și a numărului de morți și de bolnavi ar fi enorm. Deci, întrebarea este dacă nu cumva acest aspect totuși
poate fi luat în considerație, pentru că altfel chinezii prin au daune economice atât de mari, încât nu văd ce le-ar folosi, nimai vorbind de daunele pe care economia din Germania, de exemplu, le resimte deja, lipsindu-i tot mai mulți, multe piese și multe angrenaje care nu mai provin din cauza vaselor care sunt blocate. Da, e o zonă, sigur, importantă asta cu politicile COVID zero, care au un impact enorm. De fapt, au un impact mult mai mare. Multă lume dă vina pe războiul din Ucraina pentru dificultățile economice. Numai că ele au început din toamnă și chestiunea energiei și toate lucrurile astea nu au venit acum. Nu, ele nu sunt un produs. Sigur că războiul are impactul său pe grâne, apropo de ce spunea doamna Valentina Pop înainte, dar lucrurile astea nu au apărut acum. Acum vreau să readuc chestiunea războiului din Ucraina. Am găsit undeva o publicație care se cheamă Asia Times. Deci e o și care e o analiză interesantă și pleacă, de fapt nu e o analiză, pleacă de la o intervenție a unui fost ambasador chinez în Ucraina, apropo de războiul din Ucraina cu Rusia. Deci e interesant că sunt niște puncte de vedere. Am înțeles că a fost întâi un articol publicat, a fost scos articolul, dar a ajuns această intervenție la un seminar organizat de Academia Chineză de Științe Sociale. Și e foarte interesant că mă uitam pe ce spune ambasadorul respectiv. El a fost câțiva ani ambasador în Ucraina. Nu știu ce să cred, adică dacă asta e lăsat așa, știți că nu se întâmplă chiar așa, nu e totul lăsat la liber. Dacă e lăsată așa ca o voce care să mai circule în exterior de regimul de acolo sau pur și simplu o întâmplare. Pentru că mă uitam la ce spune. E foarte critic față de Rusia. Spune că Rusia a riscat, n-avea forța, s-a bazat pe iluzia unei forțe militare masive, dar de fapt n-a avut și n-are capacitatea economică să susțină războiul. Și asta am mai văzut foarte interesant, fac o paranteză și de aceea am să vă rog să comentați. Am văzut pe Twitter un clip de vreo un minut jumate, două, de la televiziunea rusă, în care un colonel povestea exact despre dificultățile astea pe care le întâmpină, dificultățile de aprovizionare, de refacerea stocurilor militare, lucru pe care îl spune și chinezul de care vă ziceam. Și el era destul de sceptic în privința șanselor Rusiei de a ieși cumva cât de cât bine din acest conflict. Și interesant, și asta vreau să vă întreb, dacă credeți că, sau cum vedeți sprijinul chinez pentru Rusia, dacă, din informațiile care sunt, dar cum vi se pare că arată, având în vedere parteneriatul acela celebru semnat pe 4 februarie la Beijing, în care se vorbea de un parteneriat fără limite între cele două țări. Și am să rog întâi pe doamna Valentina Pop, poate. Da, chiar apropo de asta, șeful CIA, William Burns, a vorbit la Washington când am fost acolo la Financial Times Weekend Festival, a fost un eveniment și spunea, apropo de acest parteneriat fără limite dintre China și Rusia, că începe să-și arate limitele, în sensul că a fost un calcul greșit din partea Rusiei să se aștepte la sprijin total din partea Beijingului, că Beijingul sigur nu a condamnat și dar nici nu le-a furnizat armele pe care Rusia le-ar fi dorit din partea Chinei, și mesajele, chiar dacă nu sunt publice, sigur, spunea șeful CIA, sunt de îngrijorare și de încercare de a-l limita pe Putin, pentru că
Și doar din punct de vedere economic, este clar că China nu are absolut nimic de câștigat din acest conflict. O pune într-o poziție proastă pentru că trebuie să aleagă între Rusia și Vest, ceea ce e o poziție pe care nu o dorește. Și cumva se simte împinsă de la spate într-un conflict pe care nu, de care nu a fost consultată sau, mă rog, poate i-a spus atunci la Jocurile Olimpice, așa, apropo, dar nu a fost, nu este o decizie de comun acord și pe care Beijing nu și-o asumă în niciun fel. Deci asta vreau să spun. Aneli? Da, eu am citit un foarte interesant articol, pentru că vorbim de articole, recent apărut în revista Internaționale Politic, care este scos pe Societatea Germană de Politică Externă, DGAP, de către un cercetător rus. Și el, după părerea mea, asta a fost cea mai strălucită analiză. În primul rând, el zice că China niciodată în politica externă, numai acum în ceea ce privește Rusia, nu a fost întotdeauna de acord cu Rusia. De exemplu, nu a susținut nici acțiunea ocuparea Crimeei, nici acțiunea în Osetia de Sud în 2008. Zice că principiul este niciodată împotriva Rusiei, dar nu întotdeauna împreună cu Rusia. Și arată că, de exemplu, în momentul de față, atacul pe care Rusia l-a pornit împotriva independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, nu este un subiect care îi convine Chinei, pentru că și China n-a dorit ca cineva să impieteze asupra acestor principii în ceea ce privește Taiwanul, de exemplu. Și în al doilea rând, altă idee, eu acum le rezum foarte pe scurt, este că prin această politică prin care Rusia a devenit un fel de non-person în domeniul internațional, eventual având și niște probleme economice mult mai mari după această incursiune în Ucraina, indiferent cum s-a terminat, va deveni mai dependentă de China. De exemplu, noi știm că, de exemplu, acea conductă din Siberia până în China de gaze va fi începută în 2024, dar părerea autorului este că Rusia devenind mai dependentă de China, China ar avea mai mare putere de a decide condițiile în care aceste contacte și, de exemplu, și comerțul va avea loc. Și amintește, de exemplu, de două cazuri în care, după începerea războiului din Ucraina, China a, de exemplu, nu a livrat părți pentru avioanele din Rusia, de părți de care Rusia ar avea mare nevoie, și a asistat și construcția unei uriașe fabrici petrochimice din China, pe care din Rusia, pe care plănuise să o facă. Deci situația nu este total, ca să zic așa, clară. Și ceea ce m-a mai impresionat în acest articol, dar autorul nu a elaborat, este faptul că toată politica și a Occidentului, sancțiunile etc., care se aplică Rusia acum, reprezintă și un subiect de studiu pentru China, care în cazul în care la un moment dat eventual ar fi și ea vizată de sancțiuni în cazul unei eventual, să sperăm că nu, conflict în legătură cu Taiwanul, China ar putea deja de pe acum să se pregătească, să vadă ce fel de politici ar putea fi adoptate într-un astfel de caz. Da, cred de altfel, așa două scurte observații. Cred că am văzut acum câteva săptămâni un dialog în care era Jan Bremer, care e un analist destul de cunoscut apropo de zona Asia, China în general, și care spunea, aproape că avea informații, că ambasadorul chinez de la Moscova, după ce a început conflictul, mă rog, și a început exodul companiilor, corporațiilor occidentale din Rusia, a chemat sau a solicitat să vină companii chinezești care ar putea eventual să înlocuiască
companiile, corporațiile care pleacă. Deci asta erau, nu știu cum au avansat lucrurile, dar cred că, apropo de ce spunea doamna Gabani, că sigur, China va încerca să exploateze acest aspect și e de văzut. A doua observație pe care vreau să o spun. Cred că am undeva what I'd like to start with is to show you the material I'm going to be using first of all. Stați că am încercat să opresc aici un microfon. Așa e cu conferințele astea online. A doua era faptul că, într-adevăr, și asta mă întorc la ce spuneai mai devreme, faptul că în discuțiile acelea din Senat s-a discutat, evident, și chestiunea Taiwanului. Și, apropo de asta, se spunea că China totuși ar fi destul de reticentă, adică nu s-a așteptat la tipul ăsta de reacție destul de concertat a Occidentului. Așa că, sigur, era mai, adică vedeau o posibilă intervenție mai puțin probabilă. Da, sigur, lucrurile astea sunt greu de celălalt. Dar m-aș întoarce la doamna Valentina Pop, vreau să vă întreb un lucru. V-ați uitat pe competiția asta, aș schimba puțin subiectul, mi se pare extrem de important. Evident, inclusiv acest nou război rece de care discutăm și care într-un fel e evident. Dar el e unul mai complicat și una din zonele esențiale e cea legată de tehnologie. Și vreau să vă întreb apropo de felul în care se raportează Europa. Când spun Europa, mă gândesc sigur în special la, sigur, nu doar structurile la Bruxelles, dar și, zicem, în principalele țări, la totuși rămânerea evidentă în urmă a continentului, a Uniunii Europene, ca să fiu mai precis, în această competiție tehnologică și cu America, dar și cu China. Și plec aici, plecând de la un articol foarte interesant despre care am mai vorbit chiar la început, înainte de a începe oficial discuția noastră, pe care l-ați scris când erați la Wall Street Journal, despre încercarea Chinei de a domina zona asta de standard în materie de tehnologie. Da, păi acest subiect este exact ceea ce între timp europenii și americani încearcă să se coordoneze mai mult și să aibă o politică puțin mai top-down, pentru că în ce privește tehnologia, până acum standardele totdeauna au fost, proveneau de la tehnologie, de la companii. Deci e un proces pur comercial, tehnologia care e cea mai bună câștigă și aceea își impune standardul. Când vorbesc de standarde, vă gândiți la Wi-Fi, toate detaliile tehnice, cum funcționează, sau până și un bec care se înșurubează, filetul, tot ce ține de descrierea tehnică a acelui produs. Ei, există standarde, există instituții internaționale care stabilesc aceste standarde, iar tradiția vestică era că, în principal, companiile care produc aceste mărfuri, ele se pun de acord, ok, facem un standard. De exemplu, a fost un exemplu celebru de război al standardelor între VHS și Beta, cred că se chema, casetele video pe vremuri, care s-a impus, probabil au fost acele zone geografice, dacă aveai o casetă de undeva, nu puteai să o vezi în altă parte. În fine, toate acestea, până acum vreo, roughly, așa 15-20 de ani, China nu a jucat un rol important, urmărea și ea și aplica standardele vestice. E bine, cam de acum 15-20 de ani s-a schimbat, de fapt, de cuvenirea lui Xi Jinping, și este o politică de stat foarte clară, stabilită și mai ales pe noi, pentru că și ei și-au dat seama că pe tehnologiile deja stabilite nu are rost să te mai lupți, că standardele au fost deja stabilite, dar pe noi tehnologii, vorbim aici recunoaștere facială, tot felul de tehnologii din acestea cu amprente digitale,
în 5G, în toate tehnologiile astea noi de ultimă oră. China este extrem de agresivă în aceste instituții. Vorbim acum de lucruri ca și ISO sau ITU, ITU. Sunt mai multe, sunt vreo 10-12 organisme din astea și fiecare, mă rog, pe un anumit domeniu, dar mai ales pe tehnologie din asta care ține de, de comunicații, de supraveghere, de așa, China este extrem de agresivă și chiar abuzează de procedurile care se stabiliseră în timp, nu că tehnologia cea mai bună câștigă și nu e cumva un dictat politic venit de la Beijing, ok, acum trebuie toată lumea să voteze cu Huawei, că Huawei și standardul Huawei trebuie să câștige. Și asta, în istorie aveam un exemplu în acesta în care așa s-a întâmplat, adică celelalte companii vestice au fost șocate de măsura destul de neobrăzată în care companiile au fost forțate să voteze pentru un standard chinez. Da, e o zonă foarte interesantă. Acum, întâi, pentru că am ajuns cumva la jumătatea discuției noastre, am să vă rog să puneți întrebări și studenții și ceilalți, apropo de discuția noastră. Dar până atunci am să rog pe Ștefan Popescu să o scurtă intervenție pe tema relațiilor dintre China și Franța. Sarkozy, doamne, rămas Sarkozy. Deci Macron are ambiții în acest sens. Și vreau, Ștefan, să te întreb puțin cam cum ai puncta pe această zonă. Între timp, aștept întrebările. Ele pot fi și, mă rog, ridicăm mâna și eu mă uit aici pe ecran și le văd, sau le puteți pune și chiar vă invit să o faceți pe chat. Și atunci le văd și le adresez. Da. Vă mulțumesc, domnule profesor. Într-adevăr, relațiile dintre Franța și China sunt relații complexe, diferite puțin de relațiile dintre Germania și China, nu numai din punctul de vedere al schimburilor, pentru că schimburile dintre Franța și China sunt undeva la 83 de miliarde de dolari față de Germania la peste 240 de miliarde, dar emergența Chinei a pus pe tapet, deși și elitele franceze erau foarte seduse de raiul investițional pe care l-ar aduce China, de o anumită competiție la nivel european. Exista chiar o anumită frustrare cu privire la faptul că alte state europene, Germania, dar și Italia, sunt înaintea Franței în ce privește comerțul exterior cu China, dar în același timp emergența Chinei a pus pe tapet o problemă, o obsesie franceză, și anume declinul puterii franceze. Felul în care Franța, dacă Franța va mai putea în fața emergenței giganților China, India, Brazilia, chiar conta în competiția mondială. În același timp, în ecuația relației franco-chineze stă și teritoriul transcontinental al Franței. Să nu uităm că cea mai mare parte a domeniului maritim francez se află în zona Indo-Pacifică și pe fondul acestei competiții dintre Occident și China, în special Statele Unite și China, și ne aducem aminte de comunicarea Comisiei Europene prin care China este numită rival sistemic, pentru prima dată apare și pe fondul intrării Chinei în zonele tradiționale franceze din Africa francofonă, să ne aducem aminte că în Djibouti China și-a stabilit prima bază militară, există discuții și cu Guinea Conakry de stabilirea unei alte baze militare franceze. Pe acest fond, Franța s-a apropiat tot mai mult de Statele Unite ale Americii. Este foarte apreciată această faptul că documentele strategice americane ce privesc Indo-Pacificul, începând cu doctrina lui Barack Obama, pivotul asiatic,
prevăd o complementaritate între forțele expediționare franceze, care sunt și cele mai importante. Franța și-a intensificat prezența în strâmtoarea Taiwan. În 2019 a dus un puternic grup aeronaval în jurul portavionului Clemenceau, numit Charles de Gaulle, numit grupul Clemenceau, pentru a da un semnal Chinei. Anul trecut, fregata Auvergne, o fregată foarte modernă, a fost și ea a traversat strâmtoarea Taiwan. Presa franceză scria oarecum provocator, sunt 6.000 de tone de diplomație, făcând aluzie la diplomația canonierelor și ca o formă de răspuns la atitudinea foarte agresivă a ambasadorului Chinei la Paris în timpul pandemiei de COVID-19. De asemenea, un alt element important care pledează în favoarea unei atitudini mai intransigente față de China a fost această pandemie. Foarte activul ministru francez al economiei, Bruno Le Maire, a declarat chiar că pandemia reprezintă un game changer pentru Europa și Europa trebuie să corecteze aceste dependențe strategice. De altfel, în planul de reindustrializare al Franței, formulat de președintele Emmanuel Macron, la orizontul 2030, se există un plan foarte bine definit pentru aducerea pe teritoriul Franței a tuturor industriilor critice, începând cu investițiile care privesc motorul electric. În momentul de față, și cu asta închei, există o dezbatere puternică în Franța cu privire la spionajul chinez. Se spune că pe fondul atenției pentru Federația Rusă, China a făcut progrese foarte importante și, bineînțeles, se dorește și o redimensionare în sensul reducerii a prezenței studenților chinezi sau o mai bună încadrare acestora în instituțiile de învățământ franceze. Sunt foarte mulți chinezi, mai ales în domeniile tehnice, dar și în domeniul științelor politice, care ne liniștește autoritățile franceze. Și un alt aspect pe care vreau să-l mai amintesc, politica culturală agresivă chineză în zonele francofone. De pildă, citam acum câteva săptămâni în Le Monde faptul că în Senegal, un stat far pentru Africa francofonă, China are tot atâtea institute culturale, Confucius, atâtea cât are și Franța. Deci Franța este și mai puțin dependentă de China față de Germania, nu este o economie atât de orientată spre export precum Germania și atunci și este și această dimensiune, în construcția strategică, în cultura strategică a statului francez, stau mai mult interesele militarilor decât ale lobby-urilor industriale. Lobby-urile industriale, industria, marea industrie, este o industrie colbertistă, e o industrie orientată de stat. Franța este o putere mai săracă decât cea germană și atunci companiile franceze intră în această ecuație de proiecție a influenței în anumite zone prioritare. Mulțumesc, Ștefan. Uite, o întrebare apropo de Marea Britanie și cred că doamna Valentina Pop ar fi în zona asta. Apropo de evoluția cam sinuoasă așa a relațiilor dintre Marea Britanie și China, care la un moment dat erau foarte cordiale în vremea lui Cameron, dar lucrurile s-au mai schimbat între timp. Da, lucrurile s-au înrăutățit între Londra și Beijing. Deși a fost o încercare, o tentativă, cred, chiar și la început, pe vremea Theresei May, dar pe urmă, sub Boris Johnson s-a rătățit situația, este cumva motivată de valori, bineînțeles, și de o politică în care nu vrem să facem afaceri cu China atâta vreme cât are politică de epurare etnică în Xinjiang și muncă forțată și alte orori. Dar cred că la bază stă totuși parteneriatul SUA-Marea Britanie
Și este foarte important cum se poziționează Washingtonul și atunci și Londra are mai mult sau mai puțin cam aceeași atitudine. Deci de când cu Trump și dar și în continuare și cu Biden, cum relațiile s-au răcit foarte tare, nici Londra nu poate să-și permită să fie foarte pro-China. Ar fi contraproductiv, da. Uite, am o altă întrebare. Aici, sigur, intrăm oarecum în zona speculațiilor, dar e o întrebare importantă. În ce măsură, adică dacă, după cum știm, în China se mișcă, în toamnă va avea loc congresul partidului, există toate premizele că se va renunța la ideea aceea a unor două termene de 5 ani pentru lider. În ce măsură poate crizele, poate toate lucrurile astea ar putea duce la ar fi o surpriză ca Xi Jinping să poate să nu mai rămână în funcție, ceea ce mi se pare de... Da, mă rog, vă rog să răspundeți. În al doilea rând, în ce măsură, și aici e o întrebare care cred că e la fel de valabil și pentru Rusia, în ce măsură dispariția, zicem, unui lider maxim din acest gen, Xi Jinping sau Putin, ar schimba la nivel fundamental politica externă și orientarea Chinei? Și am să vă rog pe amândouă să interveniți, și doamna Gabani și doamna Valentina Pop. Aneli, microfonul. Nu, ai microfonul închis. Da, stai că îți dau eu drumul de aici. O secundă că rezolv. Aneli, acum e în regulă, da. Perfect, mulțumesc. Eu cred că trebuie să facem o mare diferență între acest aspect al liderilor între China și Rusia. Indiferent ce se va întâmpla la acest congres, vedem că de altfel Putin a reușit să-și prelungească până în 34 șederea la vârf, în cazul în care sănătatea l-ajută, bineînțeles. Dar în China, cred că trebuie să privim... Să nu transpunem percepția noastră asupra relațiilor dintre societate și dintre lideri și, în general, asupra societății din China, asupra Chinei. Pentru că în China, care de altfel a revenit la confucianism, care de asemenea are niște principii de contract social, dacă vrei, între un bun conducător, și un bun conducător este acela, indiferent dacă este comunist sau împărat, este bun în cazul în care își bazează legitimitatea pe bunăstarea poporului. Și cred că nu se poate nega că în ultimii 40 de ani dezvoltarea Chinei în ceea ce privește, nivelul de viață din această țară este nu poate fi negat. Și de asemenea, ceea ce pentru oamenii din China este important este faptul că statul lor este privit în lume ca un stat care câștigă în putere, câștigă în influență și sistemul politic, pentru că noi vorbim și în Europa întotdeauna de conflictul sau competiția sistemică și această competiție, nu știu dacă o câștigăm noi în foarte multe țări din lume sau dacă, mai ales pentru țări care nu sunt democrații occidentale, sistemul chinezesc eventual poate să apară mai atrăgător. Deci, atâta timp, aș spune eu, cât nu există sau nu intervine o criză economică foarte acută, sistemul din China nu este în pericol. Și chinezii reușesc, vedeți, și de exemplu sancțiunile pe care Statele Unite sub Trump le-au impus Chinei,
au fost folosite în sensul următor de către China. Ei ziceau, bine, dacă voi nu ne mai livrați anumite măsuri sofisticate din punct de vedere tehnic, vom face eforturi mai mari pentru a le produce noi și, într-adevăr, au reușit deja anumite performanțe în acest domeniu. China este un arhipelag special și ar trebui să o studiem mai bine pentru a reuși să avem totuși succese în contact cu China. Întrebarea este numai dacă Valentina a amintit de Obama în 2010, dacă nu cumva trebuie să ne ocupăm și de lecțiile de acasă, să schimbăm și la noi ceea ce eventual ar putea fi îmbunătățit pentru a ține piept Chinei. Da, cred că apropo de șansele de schimbare în China, într-adevăr, cum spunea și doamna Gabani, contează foarte mult contextul extern, crizele, cât de presiune vine și din afară și din interior, iar din acest punct de vedere, Rusia este o altă poveste, adică criza e mult mai acută acum. Și nici în acest caz nu putem garanta și nu putem fi siguri că va veni o schimbare la Moscova. Da, eu comentam dintr-o perspectivă, uite, mă spun o mică întâmplare de acum 10 ani, când eram la Beijing și eram atunci președinte la TVR și am avut o întâlnire cu vicepreședintele CCTV, deci televiziunea chineză. Mm-hmm. Eu am rămas șocat, deci era o întâlnire, gândiți-vă că era înainte de venirea la putere a lui Xi Jinping. Eu am rămas șocat de virulența discursului anti-american. Era o întâlnire, vă dați seama, de două televiziuni, mă rog. Am rămas, de ce spun? Deci clar că acest tip de ostilitate exista, nu a fost declanșat de, să zicem, de niște lucruri care s-au întâmplat. Acum, eu am fost, repet, am fost personal uimit de acest tip de discurs care mă punea și pe mine într-o situație nu tocmai plăcută, că nu de asta. Mă rog, da? Era o întâlnire oficială organizată, că a fost o vizită oficială organizată, mă rog, în China, de ambasada chineză, dar asta am vrut să vă spun apropo de asta, dar între timp mi-a semnalat Lucian Dărdală, care vrea să intervină și îl rog cu un comentariu. Da, vă mulțumesc. S-a discutat și s-a punctat destul de mult această analogie Rusia-China, puteri care provoacă Occidentul, avem războiul din Ucraina. Pe linia aceasta aș vrea să spun câteva cuvinte și aș începe amintindu-vă un articol apărut la începutul acestei luni în Politico EU. El se intitula 12 germani care au fost păcăliți de Putin, cam așa s-ar traduce. Ar fi interesant dacă am dirijat spre China o întrebare de genul acesta, câți germani, francezi, dar și mulți alții au fost jucați pe degete, în ce sens? Și aici aș semnala ceea ce mie mi se pare o chestiune teoretică majoră, o influență pe care războiul din Ucraina și o are asupra teoriei relațiilor internaționale. Cred că discreditează parțial, nu știu dacă în totalitate, putem discuta aici, o veche teză care a liberalismului în relațiile internaționale. Acea idee că relațiile economice vor inserarea unei puteri inițial agresive, inițial revizioniste, în patternurile ordinii mondiale, o va îmblânzi, o va face să fie satisfăcută și sigur trebuie să-i faci anumite concesii ca ea să se simtă satisfăcută și vei găsi în ea după aceea un apărător al ordinii internaționale. Cred că pentru mine aceasta este principala lecție în materie de teoria relațiilor internaționale a invaziei în Ucraina. Ea nu s-a validat în ceea ce privește Rusia. Și sigur, întrebarea este, China, atitudinea a fost în mare măsură aceeași. Discursul oficial la Washington și pe partea europeană a Atlanticului a mers în această direcție. China va înțelege că
Ordinea bazată pe reguli, așa cum le place să spună celor de la Bruxelles, este benefică și își va modera comportamentul, va deveni mai puțin revizionistă și aici Ștefan Popescu a explicitat câteva din direcțiile mari de propagarea influenței chineze în Africa, într-o zonă care e o mare bătălie. La fel doamna Gabani a vorbit despre asta. Senzația mea este că întrebările tuturor sunt legate de China, sunt legate de șansele ca această teorie să funcționeze în cazul Chinei. Cred că șansele sunt reduse, cred că iluziile s-au pierdut. Și doamna Gabani și doamna Pop au vorbit de modul în care în Europa au început să fie folosite concepte precum rival strategic, concepte încă decente, dar lucrurile sunt clare. Deci ar trebui să ne pregătim să suportăm în caz de criză majoră, nu neapărat de război. Voi discuta puțin despre Taiwan mai încolo. Să gestionăm costurile unei rupturi între Occident și Beijing, legături economice mult mai consistente decât cele cu Rusia. Acum, diferența este că pactul acesta între Australia, UK și Statele Unite, sigur, cu excluderea, achiziționarea submarinelor și excluderea Franței, e interesant. În orice caz, enervează China, dar nu se compară ca dimensiuni cu senzația pe care o are Moscova, și asta trebuie să recunoaștem, că Occidentul se apropie de granițele ei. Nu aprobăm, dar trebuie să înțelegem această senzație. Desigur, angoasa Rusiei, angoasa Moscovei este mult mai mare. E posibil ca, pe fondul unei politici de îngrădire față de China, și îngrădirea, containment-ul, pare a fi linia oficială la Washington, și China să devină mai agresivă. Deci eu nu vreau aici să fac prognoze, sub nicio formă nu vreau asta, dar vreau să merg pe logica analogiei și să închei doar semnalând faptul că adesea noi europenii preferăm să nu îmbrățișăm o perspectivă globală. Noi avem experiența noastră cu Rusia, avem percepția specială asupra Rusiei și asupra proximității Rusiei și uneori refuzăm să înțelegem pe americani, și aici vorbesc și de figuri importante din zona administrației Trump, și de figuri din zona actualei administrații, și teoreticieni numeroși care spun că miza centrală sau efectul central e conflictul între Statele Unite și China. China este puterea emergentă. Sunt teorii care spun că exact acum e momentul în care riscul de război e mare și așa mai departe. Sigur, cum definim puterea în relațiile internaționale? Dacă spunem că armele nucleare sunt decisive, atunci Rusia e cel puțin la fel de puternică precum China. Dar dacă ieșim din fetișul acesta că doar armele nucleare contează, atunci vedem totuși în China principalul rival strategic și vedem ceva ce se spune și s-ar putea să fie logic, deși uneori nu ne plac cei care îl spun. Să ne amintim de doamna Marine Le Pen, da? Candidat perdant la alegerile prezidențiale din Franța, care spunea că ea vrea să împiedice, să angajând Rusia, vrea să împiedice o alianță sino-rusă. Acum, noi putem sau nu să o credem, și eu nu o cred pe doamna Marine Le Pen, ea încerca doar să-și mascheze trecutul relațiilor cu Putin. Dar preocuparea aceasta există și, evident, cele două țări sunt într-o alianță, într-un parteneriat care poate lua forma unei alianțe, putem discuta, mai strânsă decât în trecut, mai strânsă decât înainte de invazia în Ucraina, mai strânsă decât înainte de ultimele valuri de extindere a NATO și cred că e un fapt asupra căruia trebuie cu toții să medităm. Cam aici asta m-am dorit să punctez pentru acest moment. Mulțumesc, Lucian. Acum m-aș întoarce puțin apropo de... am să mă duc către doamna Valentina Pop să o întreb. Știți că la un moment dat a fost chiar un mic scandal la Bruxelles apropo de fapt o intervenție a Chinei, a reprezentanților Chinei, referitor de un raport care trebuia, apropo de un raport despre felul în care China
s-a comportat în pandemie și a ieșit un mic scandal că de la nivelul comisiei s-a încercat într-un fel sau în altul să se mai netezească asperitățile din raport. Și vreau să vă întreb dacă, din câte știți, chinezii rămân la fel de activi în zona asta de încercare de influențare a, să zicem, a decidenților, a oamenilor importanți din comisie, sau lucrurile s-au mai schimbat puțin? Da, mi-aduc aminte, era la începutul comisiei von der Leyen, cred că venea din zona serviciului diplomatic extern, era o analiză care inițial a fost foarte critică, iar apoi eșalanele superioare au mai diluat-o și s-a suprapus cu o vizită sau cu niște tentative ale ambasadei chineze cea la Bruxelles. Nu e un caz recurent, adică a fost așa, cam un one-off, a fost o situație destul de excepțională, iar îmi aduc aminte că la vremea respectivă Josep Borrell, reprezentantul înalt de politică externă, era prezentat ca făcând declarații și mă rog, și le-a și asumat foarte cumva conciliante față de China. Între timp a schimbat și el macazul și în privința Chinei și în privința Rusiei. S-a schimbat cu totul configurația și orientarea, mai ales de când cu războiul în Ucraina. Deci, cred că între timp nu mai e chiar așa. Bineînțeles că prezența rămâne foarte puternică, nu doar din punct de vedere diplomatic, ci și corpul de presă chinez e foarte numeros aici la Bruxelles, dar nu știu cât reușesc în a schimba discursul. De încercat încearcă, cu siguranță, dar cred că bunăvoința s-a mai diminuat în orice caz și naivitatea pe care vorbea domnul Dalman, de adevăr. Cred că este pe calea de dispariție. Am să trec la doamna Gaban, acum vreau să o întreb apropo de totuși așa ca atmosferă generală, dincolo de interesele care sunt în interesele economice pe care le-ați și pomenit. Dar care e atmosfera generală în cercurile politice influente din Germania vis-a-vis de China? Cred că trebuie să, și în ceea ce privește Uniunea Europeană, trebuie să ne dăm seama de dimensiunea problemelor și de dimensiunea acestei confruntări. China, de fapt, am și un citat în această direcție, China nu consideră că Europa și mai puțin Germania în sine este o putere care poate să provoace China. Adică acest citat spune că Uniunea Europeană nu are nici puterea financiară și nici puterea militară comparabilă cu Statele Unite pentru a reprezenta un adevărat adversar al nostru. În al doilea rând, în ceea ce privește Statele Unite, Statele Unite nu au avut niciodată în istoria lor un adversar care era atât de puternic din punct de vedere economic și care, de fapt, și aici vreau să ajung, reprezenta o provocare sistemică care, dacă nu o acceptăm, vom avea de suferit foarte mult, adică noi, Occidentul. Și aici vreau să spun, pe mine m-a impresionat întotdeauna politica franceză, care nu lăsa producția industrială și, mă rog, întreaga politică economică total în seama pieții, ci încerca să pună să fixeze anumite jaloane. În același timp, Macron încearcă acest lucru deja din primul quinquennat pentru Uniunea Europeană. Dacă nu ne dăm seama că trebuie și noi să avem o politică economică care ne
angajează atât pe noi, fiecare țară, mai ales Germania, este o țară care are niște principii. Adică în Germania, după părerea mea, domnește o lipsă de strategie din toate punctele de vedere și strategie economică, ceea ce ar însemna că guvernul totuși ar direcționa puțin, dar cât de puțin totuși, producția economică în direcția nevoilor populației, nevoilor și a economiei naționale. Aici este marea problemă și cred că trebuie să ne schimbăm gândirea. În Germania, cum spuneam și s-a amintit foarte bine, momentan suntem într-un moment revoluționar în Germania, pentru că toată politica externă germană, într-un fel bazată pe acel principiu enunțat în 1965 în Tutzing de către Egon Bahr, Wandel durch Handel, adică schimbarea prin comerț. Ideea fiind exact așa cum s-a expus mai înainte, că dacă noi intrăm în niște relații de cooperare, de comerț, etc., schimb de produse, până la urmă și celălalt partener, chiar dacă la început era autoritar, avea cel puțin anumite simptome de autoritarism, se va schimba și se va alătura valorilor și principiilor noastre. Ei, s-a văzut în cazul Ucrainei și a războiului respectiv, al atacului Rusiei împotriva Ucrainei, cât de falimentară era această ideologie. Ceea ce este revoluționar, cum spuneam, este faptul că politicienii germani, începând chiar cu președintele Steinmeier, care a fost cel mai apric și cel mai decisiv preopinent al acestei politici în multe calități, și de ministru de externe și de șeful cancelariei, domnul Schröder, un om deci de aproape 20 de ani foarte activ în politică, la noi s-a văzut foarte clar că este un faliment. Deci vom vedea cum procedăm înainte și aici, într-adevăr, verzii au luat conducerea și tind spre o politică totuși realistă. Și aici cred că ar trebui să ne gândim dacă eventual să nu trecem la o politică externă și de comerț, care să ne bazăm pe valorile noastre, dar să nu devenim profesori ca să zic așa, cei care întotdeauna dau lecții celorlalte țări, pentru că prin acest lucru nu reușim multe, chiar dacă nimic aș spune, dar pe de altă parte relațiile sunt falsificate. Cred că aici o politică realistă, externă și de comerț, însă orientată spre nevoile noastre și interesele noastre economice și politice, ar fi cea mai indicată. Oarecum e puțin în altă zonă, dar cred că e la fel de importantă. Mai știm că una din discuțiile momentului este frustrarea Statelor Unite față de reticența Indiei de a se alătura. India fiind o țară pe care în Quad și în alte structuri și în general e văzută ca o piesă extrem de importantă în competiția cu China din Asia. Reticența Indiei de a se angrena și de a sprijini, să zicem, politica occidentală în ceea ce privește Rusia. Atunci vreau să o întreb doamna Valentina Pop, dacă la Bruxelles discuția despre India ca o eventuală contrabalansarea Chinei există sau e doar la Washington chestiunea? Nu, este foarte prezentă. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost recent în India, precis din aceste motive. Adică unul din mesaje era, ok, noi ne îndreptăm acum spre un embargo al petrolului împotriva Rusiei. Nu vrem ca asta să însemne că India cumpără la preț redus petrolul rusesc. Și India este cea mai mare democrație din Asia, noi avem un parteneriat strategic cu India. Eu au propus același tip de
Consiliul de Comerț și Tehnologie pe care Uniunea Europeană îl are cu America, au făcut același format și pentru India, încearcă în tot felul de manifestări din acestea diplomatico, da, de reglementare tehnică, să atragă India de partea vestului, dar cu puțin succes până acum. Da, îmi dau seama, asta de fapt e o chestiune. India a devenit foarte importantă în acest joc. Acum vreau să întreb un lucru, că în Europa existau două feluri de temeri, să zicem, sau un fel de... Pe de o parte, temerea că America s-ar putea retrage de pe continent. E adevărat că în unele țări, de exemplu la Paris, n-ar, cel puțin până la războiul ăsta din Ucraina, nu era văzută ca o mare nenorocire, o decuplare de America, din contra, ca ceva, mai ales în cercurile, spunea Ștefan bine, de cercurile militare. Pe de altă parte, acum am înțeles că și la Paris și la Berlin există oarecare iritare de privitoare la faptul că America intervine, mă rog, e mult mai implicată în povestea cu Ucraina, războiul din Ucraina. Nu are legătură cu China, dar în contextul ăsta mi se pare o întrebare interesantă. Și nu știu, care dintre dumneavoastră vreți să răspundeți? Aneli. Da. Este o întrebare care este importantă nu numai pentru cercurile politice, pentru elite, dar și pentru societate. Pentru că în Germania, în mod tradițional și progresiv, a spune, filorusismul a cuprins tot mai multe straturi ale societății, inclusiv partidele politice de la dreapta extremă la stânga extremă și incluzând socialdemocrația, erau foarte rusofile, iar de asemenea anti-americanismul, ca să zic așa, în oglindă, a crescut de asemenea. Și sigur că la un moment dat, chiar în perioada când domnul Trump își alesese pe doamna Merkel ca ținta atacurilor lui și chiar a impolitețelor sale, sigur că și elitele politice, conducătorii, chiar doamna Merkel a spus într-o cuvântare la un moment dat, dacă așa este situația, va trebui și noi să ne gândim cum reușim să ne asigurăm cel puțin apărarea și așa mai departe. Bineînțeles, este iluzoriu. Acum lumea și-a dat seama că avem nevoie de american, însă noul guvern, după cum ne amintim, s-a simțit la început extrem de importunat, ca să zic așa, de presiunea pe care Statele Unite le-au executat asupra guvernului german, de exemplu, în legătură cu Nord Stream 2. Și știm foarte bine că acest N-word nu a vrut, adică nu a fost rostit de domnul Scholz nici când a fost la Washington, nici după aceea. Avem o președintă a unui land, Mecklenburg-Vorpommern, care unde de altfel ajungea capătul celălalt al Nord Stream 2, care susținea și care avea o fundație finanțată de Gazprom și așa mai departe. Deci aceste lucruri acum trebuie cumva prelucrate. De exemplu, la noi se spunea întotdeauna, da, sigur că americanii sunt împotriva lui Nord Stream, pentru că ei vor să ne vândă gazul lor lichid. Acum ne rugăm de americani să ne trimeată cât mai mult gaz lichid, dar noi n-am făcut ca și polonezii sau alte țări din Europa, din Uniunea Europeană, să ne construim porturi ca și Baltici, de exemplu, și noi nu avem niciun singur port încă, abia acum se încep pregătirile pentru a primi și a prelucra gazul lichid. Cum spuneam, Germania este într-o schimbare nemaipomenită din toate punctele de vedere și nu reiese încă
în mod clar unde va merge dezvoltarea. Pentru că dacă într-adevăr se va, Rusia va închide gazele, nu noi vom renunța la ele, ci Rusia le va închide, guvernul nostru, de exemplu, domnul Habeck, ministrul economiei, a exprimat această temere mult foarte clar, a zis, nu știm cum va reacționa societatea. S-ar putea ca această dezvoltare să ducă la niște probleme și, aș spune, foarte serioase din punct de vedere al populației în momentul în care ei vor fi confruntați cu adevărate, adică că viața, cu faptul că viața lor cotidiană, că confortul lor este în pericol. Acum sunt cam 50-50 care spun da, noi am vrea să suportăm și problemele care eventual ar decurge dintr-o astfel de acțiune, de exemplu, adică lipsa gazelor rusești. Însă, în mod concret, nu se știe cum va reacționa și domnul Habeck a exprimat foarte clar această temere de comportamentul societății. Aceeași întrebare pentru doamna Pop. Și vă reamintesc că, acum, oarecum pe final, să mai ales studenții mai aștept întrebări, dacă aveți. O completare, dacă îmi permiteți, legat de Franța. Am văzut, amintesc numai discursul din 9 mai din plenul Parlamentului de la Strasbourg al președintelui Emmanuel Macron. Am văzut că Franța, și pe mine m-a surprins, pentru că am crezut că pe fondul crizei ucrainiene vor abandona proiectul de autonomie strategică și de instituționalizare a vitezelor în Europa, așa cum fusese el formulat în anii trecuți. Am văzut că nu a fost așa, din contră, președintele Macron a adus nuanțe importante, spune la un moment dat să evităm dependențele de puteri exterioare ale Uniunii Europene. Aici, fără a preciza, nu vedem numai Rusia, vedem inclusiv Statele Unite ale Americii. În același timp, președintele Macron a declarat că procesul de pace în Ucraina nu trebuie să se facă prin umilirea Rusiei. Și mai este o problemă importantă în armarea Germaniei. Faptul că Germania va aloca 2% din PIB plus acea alocare suplimentară de 100 de miliarde de euro va duce într-o zonă de necunoscut echilibrul care era destul de fragil între cele două în sânul cuplului, chiar dacă președintele Emmanuel Macron a dat un semnal clar, inclusiv prin vizita de la Berlin, întâlnirea, am văzut complicitatea cu cancelarul Olaf Scholz din 9 mai, dar Franța nu va putea ține pasul cu Germania și am văzut deja mai multe articole de poziție în presa franceză în care se spune până acum noi compensam puterea economică a Germaniei și demografică cu capacitățile militare ale Franței și cu diplomația globală. Ori dacă acest echilibru va fi distrus, cum va fi gestionat de Franța și Germania? Nu știu dacă la Berlin există această conștiință a faptului că înarmarea ar duce la o distrugere de echilibrului cu Franța. Înainte de a ruga pe doamna Valentina Pop să intervine, zâmbeam pentru că, în ce spunea ambasadorul acela chinez, fost ambasador chinez din Ucraina, de care v-am povestit la început, el spunea, domnule, este o mare îngrijorare din cauza Japoniei și Germaniei. Că, uite, apetitul de reînarmare a Japoniei și Germaniei, ei erau preocupați în special de Japonia, evident, dar vedeau chestiunea asta ca una importantă, apropo de ce spunea Ștefan. Vă rog acum. Nu, eu aș spune numai atâta. În primul rând, faptul că Germania acum a promis că va observa celul de 2% din PIB, asta n-au făcut-o din proprie inițiativă, eu am promis acest lucru la nu știu câte summit-uri NATO și nu s-a făcut practic nimic, dar în ceea ce privește acea mare sumă care ar trebui să fie investită în armata, în Bundeswehrul german,
Realitatea este că timp de cel puțin 20 de ani, dacă nu 25 de ani, această armată a fost sistematic neglijată și la noi nimic care are aripi în Bundeswehr nu mai zboară, nimic care este submarin nu mai poate să navigheze pe ape. Soldații nu au, de exemplu, soldații trimiși în Lituania în acest adică în apărarea NATO, în acest grup de, nu au haine calde, nu au șosete și așa mai departe. Deci problema este uriașă. Acest lucru se știa, însă iarăși este o chestie și a, ca să zic așa, societății. La noi, spre deosebire de Franța sau de orice altă țară normală, armata este stimată pentru că acești oameni își riscă viața pentru securitatea noastră. În Germania a trebuit să se facă un proces la un moment dat pentru că cineva a folosit un citat dintr-un cunoscut ziarist care spunea soldaten sind Mörder, soldații sunt ucigași. Și, de exemplu, când au bine, s-a câștigat procesul, dar vedeți, s-a ajuns. Când au revenit soldații noștri din Afganistan, nimeni nu i-a primit în aeroport. Și a fost așa un scandal până la urmă, încât s-a făcut un fel de serbare după aceea. Dar în Franța numai, acest lucru este absolut de neconceput. Deci, noi, în primul rând, noi spunem așa, se luptă acum pentru ca acești bani într-adevăr să fie investiți și pentru că, cum zice englezul, the government is dragging its feet, adică ei cam nu prea vor, sau există discuții ca să plătim, adică să cheltuim acești bani și pe alte chestii sociale. Să nu credeți că nemții se bucură că vor deveni o putere militară. Ei și acum cam bat pasul pe loc. Da, da, vezi, uite, la Paris există oarece îngrijorări. Dar m-aș întoarce la doamna Valentina Pop, apropo de aceeași discuție. Da, cred că avem această tendință întotdeauna de a ne uita la cele două mari puteri, Franța și Germania, și cum se poziționează ele. Și este adevărat, de obicei, așa se face politică europeană. Dacă tandemul franco-german decide ceva, devine politică europeană. Dar cred că, mai ales acum, în contextul cu războiul din Ucraina, cu politica de sancțiuni europene, s-a văzut foarte clar rolul SUA și importanța SUA în a impune sancțiuni, în arma Ucraina și așa mai departe, și că au fost și alți actori în Uniunea Europeană mult mai puternici decât în trecut, și aici mă refer în special la Mario Draghi, premierul italian, care are un rol foarte puternic pe axa transatlantică, are linie directă, nu doar la Casa Albă, dar și cu șefa trezoreriei, cu Janet Yellen, pe care o cunoaște de mult, de când era șeful Băncii Centrale Europene, și o decizie importantă pe care a luat-o imediat ce a devenit premier a fost să rupă, într-un fel, parteneriatul strategic cu China, pe care guvernul anterior Conte îl semnase, care era un acord cadru, nu însemna nimic concret, dar care a fost un undă de șoc pentru că era singura țară vestică care a semnat așa ceva. Cam cum e Belt and Road, la care este și România, care face parte și România, câte știu, sau cel puțin doar pe hârtie. Dar vreau doar să spun că există actori importanți în Europa care acum s-au reconfigurat în contextul războiului din Ucraina. Alianța cu Polonia este iarăși mult mai puternică decât era înainte de război, nu? Când Bruxelles doar se uita la Polonia ca o țară unde sunt probleme cu independența justiției și așa. Acum, practic, orice ar dori Polonia, Bruxelles este ok să-i ofere. Deci, și în ce privește alegerile care urmează în SUA, există
Bineînțeles, temerea că s-ar putea reveni la o administrație de gen Donald Trump, dar cred că legăturile au rămas puternice și cred că există totuși o convingere, poate nu la Paris, unde se vrea în continuare acea autonomie strategică de care se vorbește la infinit, dar care până la urmă totuși depinde foarte mult de Statele Unite și cred că consensul în ce privește acel concept se referă mult mai mult la China decât la SUA, deși știu că la Paris se referă și la SUA, dar la Bruxelles și în alte capitale este mai mult cu referire la SUA, la China și la Rusia. Deci s-a mai domolit anti-americanismul. Cât s-a mai, acum cel puțin nu e trendy deloc. Da, mă uitam că în Suedia era, acum a anunțat și Suedia face cerere de aderare la NATO. De aderare, dar era la un moment dat era un comentariu că deși, mă rog, în zona stângii suedeze anti-americanismul e cumva în floare, dar totuși vor merge pe ideea asta. Dar e adevărat că alegerile, nu neapărat că până la alegerile prezidențiale din America mai e drum lung încă, dar e dar au acestea de midterm. Au alegerile de midterm care probabil vor duce la o dominație sau mă rog, la preluarea și probabil imposibil. și în a republicanilor, unde există oarecare reticență, deși și Partidul Republican e împărțit, sunt unii mai radicali. Și în ce privește Rusia, acum sunt de partea lui Biden, adică delegația chiar de republican la Kiev recent și doresc să înarmeze și mai mult Ucraina. Adică nu cred că e o poziție acolo, iar pe China sunt și mai hawkish decât Biden. Pe China sunt, cu Rusia era chestiunea. Da, acum sigur că are și Trump, mai are oamenii lui care încă sunt pro-Rusia, dar sunt în minoritate în Partidul Republican. Ei sunt mai degrabă, cum să spun, sunt din cauza unui conflict ideologic și sigur s-au poziționat în zona asta, mă rog, și în media și în zona politică. Ne-am apropiat cumva de sfârșit. Vreau să vă întreb și pe Annelies și pe doamna Pop dacă mai sunt observații de final pe care ați vrea să le faceți apropo de cum vedeți, să zicem, acest tip de relație între unghi, America, China, Europa, pentru că evident pentru China, ca și pentru Rusia de altfel, decuplarea transatlantică e până la urmă un obiectiv strategic important. Și care acum nu le reușește în noul context, dar cred că trebuie și din punct de vedere al Europei avut atenție și sunt foarte conștienți că nu se poate face copy-paste la sancțiunile pe Rusia și la ce s-a întâmplat acum în relație cu războiul din Ucraina, dacă China ar fi să atenteze la Taiwan sau sunt mult prea legați economic, ar suferi Europa mult prea mult și nu cred că își pot permite așa un pas. Da, nu cred că e o soluție. Anneli, te rog. Da, eu cred de asemenea și aș face și o aluzie la Taiwan. Sunt militari din Statele Unite care spun foarte clar că o intervenție a Statelor Unite de partea taiwanezilor ar fi o catastrofă atât pentru Taiwan cât și pentru Statele Unite și de asemenea pentru relațiile dintre Uniunea Europeană, dintre statele europene și China. Pentru că atunci ar ieși în evidență și interesele totuși diferite și strategice diferite. Dar cred că este foarte important ca să încercăm să înțelegem cât de importantă este această relație, nu numai într-o stare de criză, dar în general, pentru că valorile cel puțin pe care le trăim și pe baza cărora vrem să ne construim societățile, ne leagă în continuare și ar trebui să ne gândim cu toții și cum facem ca aceste societăți, societățile noastre, dar și comunitatea acestor societăți occidentale poate să devină
mai bună, mai eficientă, pentru că din acest punct de vedere sistemic, eu personal văd un foarte mare pericol din partea Chinei. Acolo totuși sistemul este condus cu o mână fermă, după părerea mea are, cum spuneam, încă legitimitate și ar putea să devină, pentru că ei ne consideră societăți slabe, societăți decadente, de altfel aici sunt foarte apropiați de prietenilor ruși, care consideră că noi suntem pe ducă și că este foarte ușor ca să ne submineze. Deci, atenție, să ne facem lecțiile de acasă. Da. Ștefan, vrei să mai spui ceva? Nu, ok. Nu, absolut, sunt de acord. Da, așa e. Acum, din păcate, în toate analizele geopolitice, și asta mi se pare și mie o problemă majoră, e faptul că se ignoră în general problemele interne din Occident. Le putem, dar nu e locul să le discutăm aici. Cred că ele sunt foarte importante. Da, totuși aș dori să spun ceva, dacă îmi permiteți, domnule profesor. Mă scuzați, mine am ajuns acasă și am o carte foarte importantă pe care vreau să vă recomand, ambasadorului Kishor Mahbubani. Eu am prezentat-o în 22. A condus planificarea politică în Singapore și este China, ziua în care China va câștiga. Și spune că în această competiție globală dintre China și Statele Unite, Europa nu va juca niciun rol pentru că va fi confruntată cu imigrația și cu insecuritatea din Africa. Asta e marea problemă a Europei. Și Europa va fi deci incapabilă să participe la această competiție. Prin urmare, el pledează pentru un leadership american în Occident. Da, știu, Ștefan, e o carte al Mahbubani, sigur, e un punct de vedere, dar e interesant, da. Așa, că, pentru că vine dintr-o zonă. Interesant că Singapore a fost una din țările din Asia care s-a raliat poziție occidentală. Absolut, în da. Acest conflict. Bun, cred că am și depășit puțin, să zicem, intervalul programat. Vreau să le mulțumesc în primul rând celor două doamne care au avut abilitatea să intre în acest dialog, Luaneli la Cluj și doamne Valentina Pop de la Bruxelles, și mă bucur că ați acceptat invitația. Le mulțumesc și celorlalți, și lui Ștefan și lui Lucian și celorlalți care au intervenit. Și să vedem. Avem o lume, cum se zice, din nefericire. E o lume care produce pe zi ce trece tot mai multe surprize. Eu știu, majoritatea e plăcute. Și cum zic chinezii, trăim vremuri interesante. Cam așa e, Aneli. Cam așa e, din păcate, da. Vă mulțumesc foarte mult și le doresc tuturor o seară plăcută. Mulțumim și noi pentru invitație. Seară bună! Seară bună!